Bună seara, stimați telespectatori, m-ați prins într-o discuție cu domnul profesor Guter. Bună seara! Bună seara! Domnul profesor vine așa din când în când, ne mai dă câte o lecție despre moralitate, ne mai dă câte o lecție despre cultură, despre tot ceea ce se informează în permanență. Și astăzi o să vorbim despre politica care a existat în trecut și politica care este actuală, pentru că din ceea ce știm fiecare din noi și am discutat de fiecare dată, nimic nu este o noutate. Tot ceea ce se trăiește s-a mai trăit. Da. Și repet, e ciclicitate. Da. Și chiar aici domn profesor a adus o carte pe care eu am citat-o de câteva ori de-a lungul existenței mele, Principele de Niccolò Machiavelli, scris în 1502 și care este perfect actuală și la acest moment. Adică după 500 și ceva de ani, da, putem să spunem alt lucru care este important, că multe cărți scrise, de, dau exemplu, ceea ce a spus Hristos acum 2000 de ani, ceea ce a spus Zamolsis al nostru, mult mai înainte, da, și care are aceleași principii extraordinare, oameni inițiați, oameni care știu ceea ce au făcut, lucrurile se repetă. Cu ce vești ați venit, domn profesor, în această seară? Azi m-am gândit să fac o altfel de abordare a problemelor de istorie. Să nu mă surprindeți, că Nu. Am înțeles. Vrem să vorbim despre populațiile misterioase, pentru care motiv? Ca să intrăm în area globală. Până acum noi am vorbit despre Dacia, despre romani și se pare că am ajuns într-o fundătură. Pentru unii este o repetare și la un moment dat poate să devină plictisitoare. Și atunci, ca să aerisim puțin discuția, astăzi o să vorbim despre alte zone, cum ar fi o populație din Japonia, altă populație de la granița dintre Tibet și China, altă populație din America Centrală. Astea sunt niște populații, până ca să vedem când au trăit și care era misterul acelor lucruri la vremea respectivă. Și am să spun câteva lucruri în legătură cu aceste Pentru cei care nu știu, noi nu pregătim această emisiune. Domnul profesor a intrat acum 5 minute în studio și nici nu știu tema, dar probabil o voi face față, cred, ușor-ușor. Nu, dar face față, sigur, că dumneavoastră aveți lecturi suficiente. Așa cum, spre exemplu, când am vorbit de Principe, dumneavoastră mi-ați recomandat cartea asta pe care eu am de vreo 8 ani de zile. Am citit-o acum 20 de ani. Ei, eu n-am vrut să începem o discuție atunci despre asta, pentru că ar fi însemnat să mergem pe alt canal. Am citit-o și recitit-o. Dar este la fel de actuală. Citim și câteva citate. Perfect, da. Ca să nu uităm și să ne au legătură aceste populații și cu istoria poporului român. Spre exemplu, prima populație misterioasă despre care vrem să vorbim este Ainos. Deci această populație, care este în insula Hokkaido, prezintă o curiozitate cu totul deosebită. În mijlocul unei populații mongoloide se află 50.000 de oameni care au piele albă, sunt înalți de 2 metri, asta e înălțimea medie de 2 metri, au piele albă, au ochi albaștri. Mai e un secret, au o grupă sanguină unică. Nu există în lume o grupă sanguină ca a lor. Această populație prezintă o curiozitate extraordinară, pentru că este aproape inexplicabil cum la o distanță de 20.000 de kilometri până la alt teritoriu unde să fie populația albă, acești oameni trăiesc în mod cu totul izolat de mii de ani. Și totuși de mii de ani și-au păstrat și tradițiile, și limba, și îmbrăcămintea, toate ca pe vremuri. Și nimeni nu știe, este o enigmă pentru toată lumea, ce este cu această populație.
Și de asta spun eu, cred că lumea va fi interesată de acest lucru, pentru că este un lucru cu totul deosebit. Voi arăta și cartea în care apar aceste lucruri. E intenția autorului care vrea să aducă în fața noastră lucruri care nu sunt cunoscute și care prezintă curiozități foarte mari și au legătură cu civilizațiile noastre. Deci această populație, spuneam că s-a păstrat în totalitate, dar nimeni nu știe de unde a venit. Dar ce limbă vorbesc? Păi limba Ainos. Adică asta e în trib. E o grupare mică de 50.000 de oameni, vorbesc limba lor. E o limbă cu totul diferită și este de mirare că de asta s-a pus întrebarea. Cum de s-a păstrat această limbă? Pentru că ei sunt înconjurați de peste tot de mongoli, de japonezi și de alte populații mongoloide și n-au reușit niciodată să schimbe această, acest fel de a fi a lor și modul lor de a se comporta, viața lor, limba lor. Deci e o chestie, o curiozitate totală. Plus faptul că este vorba de grupa sanguină, adică se diferențiază de toți în afară de pielea albă și de ochii albaștri și înălțimea care e mai mare ca a noastră, ei sunt o curiozitate în acel loc. Acum trebuie să mergem, dacă spunem că nimeni nu știe de unde vin, poate să pare, cum spune, un semn mare de întrebare. Cum adică să nu știi de unde au venit o populație? Legendele lor, miturile lor, sunt felul următor. Că multă vreme în urmă, cu mult timp în urmă, strămoșul lor a venit cu o navă. Deci a venit din cer. Acum unii o să spună fără îndoială că unii sunt chiar cu totul dușmani ai extratereștrilor. Eu nu mă sperie absolut deloc de lucrurile astea. Pentru că dacă vorbim, citeam acum o carte și tați apare și aici la Machiavelli, apar și în alte documente, că Papa Paul al II-lea a recunoscut în 2003, a fost întrebat de un jurnalist, care este părerea despre următoarele pericole pentru omenire. Și a spus, sau o invazie extraterestră, sau o catastrofă naturală. Deci când a spus lucrul ăsta, mai am un document în care îi spune un monsenior de la, tot de la papalitate, că Biserica Catolică a recunoscut acest lucru. Acum eu nu spun că este obligatoriu să fie așa. Poate să fie miturile, sunt de fapt ce? O stare de visare a oamenilor, pentru că totdeauna trebuie să te îndrepți cu privirea undeva. Da. Și ca să ne deconectăm, pot să vă dau un exemplu, ca să ne vedem ce înseamnă zeitățile. Că noi de multe ori ne întrebăm, și cum pot zei să vorbești? O poveste fără... E un lucru foarte interesant care vi-l spun acum, l-am citit undeva întâmplător. Doi aviatori americani, care în timpul războiului au avut navele lor, avioanele, într-o insulă din Pacific, după vreo 40 de ani de la război, s-au gândit amândoi, hai să mergem să vizităm locurile, li s-a făcut dor de loc unde au fost ei aviatori. Și acum o să vedeți surpriza, stimați telespectatori, care a fost când au ajuns pe insulă, papuașii, oamenii primitivi care locuiau, erau primitivi, cei de acolo, făcuseră în locul unde erau avioanele, din o plantație din pomi, un fel de culoar, stânga-dreapta, iar în capătul culoarului era făcut din trestie un avion. Dânșii mergeau, pentru ei acela era templu. Ei mergeau și se rugau la avionul respectiv. Acum eu nu că glumesc, dar dacă ne gândim bine, pentru niște oameni primitivi, în momentul în care cineva vine din cer, ce poate să fie altceva decât un trimis al lui Dumnezeu? Așa, deci ei au confundat pe acești oameni, pe acești aviatori, cu niște zeități. Da. Și la toate culturile noastre, și din America Latină, și din alte părți, oamenii spun, pentru că la urmă te îndrepți către cer. Da. Deci asta este o curiozitate, această populație din Hokkaido. O altă populație este, ca să merg la una mai interesantă, tribul Uro. Aceștia sunt din America Centrală, lângă lacul Titicaca, de care foarte multă lume, toată lumea cred că a auzit de acest lac Titicaca. Care este curiozitatea la această populație? Această populație este singura din lume, care nu se consideră oameni. Ei chiar așa își spun. Noi suntem neoameni. Deci noi suntem neoameni, nu sunt oameni. Acești oameni care sunt de foarte multă vreme în acest loc, lângă lacul Titicaca, au cu totul alte trăsături.
și somatice, și ca înfățișare. Problema spune felul următor. În momentul în care eu am să spun acum lucru, ce spun despre acești oameni, o să rămână lumea surprinsă. Că ieri, alaltă, ieri am spus cuiva treaba asta și mi-am spus, e cum, chiar așa? Oamenii ăștia au sângele negru. Da. Rămâi foarte mirat când auzi din sânge negru, când toată lumea știe că este sânge roșu, numai da, sânge roșu. Dânșii au sângele negru. Dânșii când se autodefinesc, chiar spun. Noi suntem cotsund, așa este denumirea pe care o dau ei tribului lor, poporului lor, da? Și avem sângele negru și nu înghețăm, de asta nu înghețăm. Da. Dânșii au avut o luptă pe care au dat-o, că o să vorbim tot în continuare, despre Aymara, o populație care se numește Aymara. Da. Oamenii aceștia au venit după populația, adică vorbim de populația Uro, care sunt de statură mai joasă, au pielea mai neagră decât toate populațiile din jur, deci de indienii din America Centrală. Da. Și dânșii au avut o luptă cu această populație Aymara și cum se întâmplă totdeauna, cineva trebuie să fie învins. Ei, cei învinși au fost primii, adică a fost poporul de care am spus mai înainte, Uro, da, poporul Uro, și după înfrângerea pe care au suferit-o în luptă, dânșii s-au dus pe insulele din lacul de care vorbeam, de lacul Titicaca. Da. Deci, ceilalți Aymara au ocupat malurile lacului, iar pe ei pur și simplu au alungat în peninsule. Acestea erau din Trieste și dânșii au locuit acolo. Problema care trebuie văzută este următoarea. Dânșii în istoria lor, acești Uro, populația Uro, cu sângele negru, au două părți ale istoriilor. O parte a istoriei, și dânșii spun un lucru foarte interesant, când nu a fost soare și era numai luna și stelele și se trăia în semi-întuneric. Deci era o zonă cu totul deosebită față de asta. Asta era credința lor. Dar problema se pune în felul următor. Că o să vedem, aveau totuși cunoștințe foarte interesante și când o să ajungem și la Aymara, o să vedem că o să fim chiar șocați de ce calități au aceste popoare, de care noi aproape că nu cunoaștem nimic. Da. Deci problema se pune în acest fel. Deci sunt mici de statură, au pielea neagră și acum locuiesc în acea zonă. O altă trăsătură a lor, au o grupă sanguină, dacă n-am spus de asta, și ei unică în lume, nu mai are nimeni, calul nu seamănă nici măcar cu acelor din Japonia, Ainus. Da. Da. Și au un fel al lor de a trăi, adică ei sunt contemplativi. Deci dânșii stau, gândesc, se uită, privesc și nu muncesc. Pentru dânșii munca n-are sens. Păi, dar din ce trăiesc? Păi, mi-a avut și eu probleme. Cred că sunt vânători. Probabil sunt vânători. Da, cred. O modalitate au. Dar în majoritate viața lor este aceea de gânditori, adică sunt contemplativi. Deci este, într-adevăr, o curiozitate. Că îți pui întrebarea, da, ce fel de oameni sunt ăștia și cum se explică că există asemenea lucruri. Da. Deci v-a zis că am plecat din Japonia, de la Ainos, am ajuns în America Centrală și trebuie să mai vorbim despre un lucru. Aymara, care i-a fugărit pe Cotsun, da, în insulele acelea cu trei putrestei, prezintă o caracteristică cu totul aparte. Au o limbă, și aici chiar o să fie șocant pentru telespectatori, care este perfectă, o limbă foarte clară. Așa este de perfectă această limbă, încât a surprins pe absolut toți lingviștii din lume. Mai mult decât atâta, un matematician din acea zonă a încercat să vadă ce se întâmplă cu această limbă, care e structura ei. Și a ajuns la o concluzie extraordinară, chiar din nou șocantă. Fiind un matematician din altă clasă, dânsul a pus această structură a limbii, a făcut un algoritm, eu nu mă percep prea mult la matematică, deci a pus-o într-un program. A făcut un program pe calculator, datorită acestei, a structurii acestei limbi. Acum, culmea ironiei este că cele mai mari firme de computere din lume să bat care din ei să intre în posesia acestei structuri de limbă ca să o folosească pentru diferite
programe de calculator. Da. Deci, da, da, da. Trebuie să recunoașteți că, într-adevăr, sunt șocante lucrurile. Așa este. Așa adică este, este da. cu totul aparte. Dar ei o cunosc de mult. Adică... Nu, culmea este, nu au scriere. Nu au scriere. Nu au scriere, dar au limba da. Respectivă. Aici o să vedeți că, până la urmă, dacă mai avem timp, o să vă spun și o altă concluzie la care s-a ajuns după cercetarea acestei limbi a populației Aymara. S-a ajuns la o concluzie că întâi este conștiința omului, că se spunea că trebuie întâi să apară limba. Aici nu mă încurc și eu, știți că înainte da, era... Ca să poți să ai conștiință, trebuie să faci întâi să aibă limba, să apară limba. Ori fenomenul este exact invers. Adică orice limbă, cea mai simplă, ca să poată să apară, are nevoie de un nivel de conștiință. Deci lucrurile s-au întors pe dos datorită acestei apariții. Nu, dar e logică treaba. Este logică. Eu așa am citit în cartea, uitați ca să nu spun da. Prostii, acesta lui Cullen, aceasta este cartea, da. Care arată că s-a produs aceasta, adică oamenii de știință au ajuns la concluzia că ideea aceasta, adică între cele două categorii, este să trebuie schimbată pentru că nu mai corespunde cu adevărul pe care îl este aducă. Foarte clar că în momentul în care se ajunge să practici, să ai o limbă, fără doar și poate există conștiință. Nu poți să ai, să ai limba înainte de conștiință. E și logică. Totuși așa, el așa susține autorul. Nu pot să-l contrazic. Pentru că dacă eu să presupun, eu ca persoană, da. Eu am un limbaj primitiv. Da, și l-am eu și mă exprim, dar nimeni nu mă înțelege. În momentul în care deja ai o legătură cu cineva și un colectiv înseamnă că are o anumită conștiință, de fapt discutăm de un limbaj comun, adică vorbim de o conștiință. Eu v-am spus ideea conștiința asta care... Conștiința poate să fie individuală, poate să fie de un grup mai mare sau mai mic, sau chiar conștiință planetară. Da. Dumnezeu este conștiința Universului. El este tot în toate. Deci El este toată conștiința acestui Univers. Și toată conștiința acestui Univers se duce și se subjugă conștiinței mai mari. Așa este. Cum să vă spun? Dacă autorul a greșit, acum nu știu dacă mai găsesc precis. Pare. Nu are niciun sens. Că discuția Nu, ca să nu creadă lumea că ne contrazicem. Da. Uitați, eu am notat vorba. Aici în esență, spune așa, de aici la concluzia. Nu limbile sunt o premiză pentru gândirea conștientă, ci limbile, chiar și cele mai simple, sunt rezultatul dezvoltării conștiinței. Asta este ideea care rezultă de aici. Este corect. El susține că înainte era exact invers. Și vorbește de oameni de știință. Da, să lăsăm locul așa pentru oamenii de știință. Să vorbesc și eu despre oamenii de știință. Și mie mi s-a părut... Aproape nicio teorie lansată cândva nu a fost dejucată la un anumit moment. Și aici vorbim de la orice fel de știință, orice fel de dogmă, orice fel de... Deci întotdeauna Universul este în mișcare. Pentru că însăși Dumnezeu este în mișcare. Dumnezeu nu a făcut lumea și El este static. Dumnezeu este o conștiință universală care este într-o continuă expansiune. Vă închipuiți dacă noi, la gândirea pe care o avem, la conștiința pe care o avem, evoluăm, cât evoluăm, dar cum evoluează Dumnezeu, la câtă cunoaștere are. Da. Deci nimic în acest univers nu este static. Totul este în acțiune. Totul este într-o perfectă ordine. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și eu mi-am spus în sinea mea că pe mine chiar m-a mirat afirmația, pentru că el susține următorul lucru, că oamenii susțineau până nu de mult că întâi omul are un limbaj, după ce a reușit să comunice, să aibă limbajul, după aceea ajunge la nivelul de a-și forma conștiința. Și dânsul susține acum că este exact invers. Acum, să nu cumva să... Da, dar să mergem mai departe, să nu rămânem într-o zonă. Da. Important este că ceea ce spune el este adevărat. Și este adevărat, dar se confirmă. Mergem la un alt șoc, care este la fel de mare.
La granița dintre... Eu am vorbit în prima parte, am vorbit despre șocuri și despre frici. N-are sens să dăm șocuri. Deci vreau să aveți antrenament. Nu, n-are rost să vorbim despre șocuri. Vorbim de vești bune, pentru că această emisiune de... Vă mai dăm o veste bună în această seară. Da. Și vă dă domnul profesor Gute. Acum, ca să fiu sincer, să știți că nici eu nu sunt omul cu formulări de astea așa rotunde. O veste bună. Asta este, o veste bună. Așa. Pentru mine, cel puțin, chiar așa și este. Evident. Eu de asta și umblu într-o groază de cărți, pentru că sunt mereu dornic să aflu noutăți, care, este de fapt, sunt o veste bună. Da. Populația Dropa și Ham, care sunt la granița dintre China și Tibet. Acolo sunt niște munți unde se află această populație. Au fost descoperiți în anul 1935 de niște savanți chinezi, dar dânși au fost, adică această zonă a fost studiată de-abia după 15 ani, în 1950. Da. Ce este foarte important aici pentru noi, ca să cunoaștem, această populație are un număr cam de vreo 3.000 de persoane, de oameni, da. Și ei sunt păstori și vânători la ora actuală. Dar acum nu spun că este șocant, e interesant. Populația are o înălțime de până la 1,20 m. Deci sunt de 1 metru, 1,20 m. Da. Deci cam cum sunt copiii de clasa 1 la mamă. Da. Deci dacă mergem, asta o spun de ce, poate o deformație profesională, dacă intrăm într-o asemenea zonă, ca și cum ne găsim la o grădiniță sau la o școală primară, unde găsim o mulțime de copii care stau adunați. Așa arată la înfățișare. Problema este următoarea. Sunt ființe foarte fragile, au oasele foarte subțiri, adică splăpânți, cum spune românul. Splăpânți, e și normal. Acum vine șocul, într-adevăr, care este? În ciuda acestei înălțimi, care nu este de fapt înălțime, au un cap mai mare decât al oamenilor. Și au capacitatea craniană cu 100 de centimetri cub mai mare decât a omului. Da. Deci creierul lor este mai mare decât al nostru. Au orbitele foarte mari. Da. Deci dacă stai să te gândești numai la aceste trăsături, înălțimea mică, orbitele foarte mari și figura lor plăpândă, aduce cu ceea ce apare prin multe cărți imaginea unui extraterestru. Da. Acum problema continuă. Mergem mai departe. Pulsul lor este sub limita normală, adică ceea ce avem noi. Asta este primul contact pe care l-au avut cei care au cercetat în 1950 acest popor. Următoarea surpriză a fost care? Au aflat, totuși cum s-au înțeles, nu știu nici eu, ca să vă spun sincer, au aflat că în apropiere, la câțiva kilometri, pe lângă aceste triburi, există niște grote mari. Oamenii de știință, bineînțeles că foarte curioși, au mers să vadă aceste grote. Dar au spus bărșenașii, au spus aceste ființe mici, plăpânde, au spus că nu-i voie acolo. Da. Acolo este un loc sacru, un loc sfânt. Da. Ei, până la urmă i-au convins pe aceste ființe să-i lase să intre. Și acum, într-adevăr, a fost ceea ce spuneam noi, nu șoc, dar a fost cunoașterea. Da. Au găsit sute de schelete, tot din înălțimea asta de 1 până la 1,20, dar din întâmplare au găsit două discuri care erau perforate la mijloc, aveau niște semne în spirală și foarte multe semne pe aceste discuri. Seamănă foarte bine cu discurile de pick-up. Da. După ce au găsit aceste două discuri, au fost curioși oamenii de știință cum se întâmplă, cum fac săpături peste tot, au insistat și au găsit în final 716 asemenea discuri. Da. Aceste discuri, intrate în contact cu o sursă electrică, intră în trepidație foarte puternică și ritmică. Oamenii de știință chinezi au încercat să facă așa fel încât să le pună în contact cu osciloscoape, cu alte lucruri, poate vor găsi, vor scoate anumite, cum să vă spune, semne sau un limbaj. Da. Nu au reușit, a fost un eșec. Dar felul în care s-a întâmplat toate lucrurile. Sau încă n-au reușit. Cum? Încă n-au reușit. Da. Nu s-a găsit limbajul. Mai vastră, sigur că nu se găsește limbajul de comunicare. Pentru că foarte multe lucruri nu sunt la început și sunt pe urmă. Însă au insistat unii din ei și sunt oameni de știință care au anumite criterii, au descoperit că pe aceste discuri era un limbaj. Da. Și au făcut o traducere. Și traducerea era cam în felul următor.
că acum 12.000 de ani, că au fost datate și discurile și picturile, da, de, sunt de 12.000 de ani. Acum 12.000 de ani, străbunii lor au venit cu niște nave. Da. Și aceste nave s-au defectat, ei au căzut pe sol, nu au mai reușit să-și repare aceste nave și au fost nevoiți să rămână aici. Și ca dovadă că cineva poate să spună, lasă-mă, iar îmi vine omul ăsta cu niște povești de a dormi copiii. Eu v-am mai spus și altă dată, cine vrea merge în insula Hokkaido și găsește pe Ainos, acolo, care au 2 metri înălțime și au pielea albă. Dacă văd cine are bani sau este dornic să vadă, merge la granița dintre China și Tibet, că mulți din Galat chiar am cunoscut oameni care au mers. Dar n-au știut de această populație, că poate s-ar fi dus să vadă care este. Deci lucrurile astea pot fi văzute fără nicio fel de problemă. Da, cu siguranță, la ora actuală există internet și dacă dai și asta, sau așa, foarte simplu găsești. Sigur că da, sigur că da. Au pielea galbenă, deci ceilalți care spuneau din America Centrală aveau pielea neagră, aceștia au pielea galbenă, iar cei din Hokkaido aveau pielea albă. Deci 3-4 populații care sunt curiozități pentru oricine. Eu aș zice un lucru așa, după expunerea dumneavoastră, iată câtă diversitate există, da, în câte forme experimentează Dumnezeu, da, existența. Da. Și vedeți în anumite zone total, adică nu reușesc să se corcească, ci pur și simplu ei stau și locuiesc acolo și păstrează absolut, da, totul intact. De, da, ce? Pentru că ei se consideră altfel decât ceilalți. Da. Și ca un alt element, vedeți că aproape la fiecare există această tendință și această știință că au pe cineva superior, că există... Da, au o concepție totdeauna despre univers, despre univers și despre originea lor, că astea sunt lucruri, evident, care diferă. Evident. Și la toți există o asemănare. Toți își găsesc totdeauna originea undeva. Orică până altă lume, spre exemplu, o populație din America Centrală spunea că străbunii lor sunt veniți de peste ocean. Da. Și ei așteptau, pentru că li s-a spus că va reveni. Va reveni, da. Lucrul ăsta se întâmplă chiar și în religia noastră creștină, da, că va reveni Iisus. Da, pe Iisus. Va reveni Iisus Hristos. Deci popoarele toate... Dar noi nu-L așteptăm că El este. Iisus Hristos, fiind parte din treime, trăiește în noi. Da. În fiecare din noi. Nu mai trebuie să vină. Trăiește pur și simplu, da, în noi. Constantin, dacă știți, zice că totdeauna omul când ajunge și ieri, am văzut când era o inundație în America. Și când pluteau mașinile pe apă, au înregistrat cineva niște oameni și oamenii pe rând, cam fiecare, a spus, Doamne Dumnezeule, da, deci ne amintim în secunda 2. Da, totdeauna ți-aduce aminte. Dar în momentul de în care este când bine, cam uităm. Da, asta cam este uităm. Perfect adevărat. Este, da, perfect adevărat. Acum, pentru că am parcurs, e bine să explic telespectatorilor următorul lucru. În, da, mintea mea a fost un gând. Și gândul îl dezvolui pentru că normal, eu comunic cu telespectatorii. Când să nu fie ceva, da, interzis. Când am vorbit, spre exemplu, de Burebista, când am vorbit de Decebal, totdeauna ne-am orientat și am vorbit despre zona europeană. Da. Concluzia noastră în final care a fost? Că Burebista a fost un mare conducător, un foarte bun organizator, care a ajuns să ridice țara la un nivel de civilizație, chiar asta este care trebuie și ridicat. Da. Dovadă că toate cetățile mai sus și le-am trecut de asta doar o repede, scurt, în câteva secunde, au fost considerate de UNESCO ca unicate în Europa. Deci, da, un lucru care trebuie să ne bucure și de asta am spus totdeauna, e bine să știi cine ești. Nu trebuie să-l uciți pe celălalt de lângă tine sau, da, să-l umilești. Da, da. Trebuie să fii tu conștient de valoarea ta și să nu consideri altul că ești un nimeni sau un nimic, cum se întâmplă de obicei. Ca tu atunci să ai nucă riposta, să spui, te rog frumos, nu mai vorbi așa, că dacă spun cine suntem noi românii, o să rămâi puțin mirat. Și e bine de spus lucrul ăsta, pentru că totdeauna ce întâmplă, eu știți că nu sunt un om rău absolut deloc, zic eu. Poate sunt rău și nu-mi dau seama. Dar niciodată eu n-am ripostat brutal cu Iva.
Totdeauna trebuie să vorbesc cu cineva, să aduci argumente. Să-l asculți. Dacă mă l-ascult pe om, mi s-a întâmplat, ca dovadă, că nu că vreau să vă arăt că sunt obiectiv. Eu încerc și chiar țin la lucrul ăsta pe obiectiv. Am avut persoane care, când eram eu mai înflăcărat și susțineam o anumită problemă, mi-a spus, domnul Cătăl, ia să vă duc eu niște argumente. Păi, haide să vă dau un exemplu, domnul profesor. Da, amândoi ne uităm la această carte. Da. Da? Ce vedeți dumneavoastră la această carte? Explicați, ca să vorbim. Păi, de punctul meu de vedere, văd o mână care sparge așa un zid sau un perete, ceea ce înseamnă dorința omului de a merge către alte așa orizonturi, în imaginația mea, că cineva poate să aibă alte. Da. Iar dedesubt se vede o imagine care se potrivește perfect cu cea de azi, când cineva este purtat pe sfori, adică e manipulat. Ok. Da. Dar eu aceeași carte, nu, atenție, eu aceeași carte, aici văd un scris, acolo și scrie dorința de cucerire, este într-adevăr un lucru foarte firesc și obișnuit. Da. Dar aici v-am vrut să ajung, da? Amândoi spunem adevărul, și dumneavoastră și eu, uitându-ne la aceeași carte. Da. Deci și dumneavoastră aveți dreptate și eu am dreptate. De aceea, eu le spun tuturor oamenilor, fiecare din noi deține o bucățică din adevăr. Singurul adevăr universal, adevărat, concret, plin de înțelepciune și de esență, este adevărul lui Dumnezeu. Noi avem câte o părticică, înțelegem, câte o bucățică, dar esența universului, esența trăirii este conectarea cu Dumnezeu. Este inteligența universală. Unii așa îi spun, că Dumnezeu nu poate fi văzut, nici nu va fi văzut vreodată. Cei păi n-are care cum. Susțin păi n-are cum să fie văzut. N-are cum să fie văzut. Singurul care poate fi văzut este Dumnezeu Fiul. Da, pentru da. Că El a venit în trup și îl știm în trup. Da? Da? El este partea care a venit aici din prea mărirea iubirea lui Dumnezeu pentru noi, ni s-a arătat în trup. Dar Dumnezeu este tot, tot în toate. Tot ce există este Dumnezeu. Nimic nu este în afara lui Dumnezeu. Și eu spun lucrurile astea chiar dacă unii zic că rău nu este în Dumnezeu. Nu. Tot ce este în acest univers este Dumnezeu. Binele și pentru că este într-o anumită zonă. Da. Care mai devreme sau mai târziu va ajunge la adevăr, este cu totul și cu totul altceva. Dar există bine și rău, există lumină și întuneric, există femeie și bărbat, există da. Masculin și totdeauna sunt părțile complementare. Există o dualitate a acestui coexist. Univers. Totdeauna, întotdeauna se completează. Da. Păi asta face întregul. Asta face întregul. Asta este legea dualității. Adică întotdeauna există și o altă parte. Când rupe această hârtie, da? Această hârtie este acum un întreg. Da? Are stânga și dreapta. În momentul în care rupi din nou această hârtie, această hârtie este un întreg care are stânga și dreapta. Și din nou rupi și ea este din nou și de fiecare dată se întâmplă acest lucru, ajungi la adevăr. Dar nimeni nu deține adevărul decât în întreg, nu pe bucățele. Dar noi trebuie să ne raportăm pur și simplu la lucrul ăsta. Acum, ca să nu îmi uit eu gândul și să nu rămân dator față de telespectatori, pentru care motiv v-am spus aceste povești, puteți să le spuneți dumneavoastră? Nu. Ele sunt niște realități, dar care sunt pe toată întinderea Pământului și dacă la început, când am vorbit de daci și de romani, de pelați și de getodaci, m-am referit la o zonă mai restrânsă. Și acum să vă spun de ce am spus lucrul ăsta. Pentru următorul motiv. Când am vorbit noi de vechimea poporului nostru, când am vorbit de Zalmolxe și când am vorbit de o mulțime de probe care sunt, chiar și cele de la Galați, cupturi de la Valea Mărului altele de genul ăsta, care sunt de 6.000 de ani, sau descoperirea de acum de 2 ani, din 2016, de la Cocuteni, de lângă Vaslui, de la granița cu, de la Malul Prutului, care datează de 6.000 de ani, sau dacă nu chiar mai de mult, noi am făcut o paralelă și o apropiere în ce sens? Unde ne plasăm noi? Cât sunt înaintea noastră? Pentru că ideea care rămâne până la urmă este aceea, noi românii,
Suntem, cum spun unii, poate exagerează unii, cred că vrem să dovedim că suntem primul popor din lume. Eu zic că e bine să nu exagerăm. Domnul profesor, dar suntem, haideți să vă dau o veste bună. Primele popoare din lume. Haideți să vă dau o veste bună. Eu sunt frate și cu ăla care are 1,20 m și cu ăla care are 2 m. Pentru că sunt ființele lui Dumnezeu. Păi vedeți? Da. Sunt viață. Și eu cred că nu esențial este să punem granițe, să zicem că de aici până aici, de aici până aici trăiește X, de aici eu nu trebuie să mă dușmănesc cu nimeni, indiferent de culoarea pielii, indiferent de rasă, indiferent de cultură, indiferent de trăire, indiferent de dogmă, indiferent de religie, indiferent de educație, eu nu trebuie să mă dușmănesc cu nimeni. Da. Dacă am o anumită rațiune. Nu vedeți? Acum ce vrajbă este. Ăla este mai bun decât celălalt. Celălalt este mai rău decât nu știu cine. Nu are sens să ne comparăm cu nimeni. Și noi trebuie să ne raportăm. Trebuie să ne raportăm. Cât de jos suntem noi vis-a-vis de Dumnezeu. Noi nu suntem în stare să facem mare lucru și Dumnezeu a făcut acest univers care în permanență se extinde. Și se știe foarte clar că acest pământ a fost creat acum 4,6 miliarde de ani, iar universul are 14 miliarde de ani. Da. Vă închipuiți? Și încă nu știm exact. Păi nu știm nimic. Da. Presupunem că e posibil peste o zi, peste 5 zile, peste 100 de ani, că se demonstrează altceva. Și haideți să ne amintim. Și eu am dat exemplu la cursurile pe care le țin, ce a spus Galileo Galilei. El când a venit cu teoria că toată lumea zicea că Pământul este centrul Universului. Da. Și vine Galileo Galilei și zice, fraților, nu-i chiar așa. A trebuit să renunțe pentru o anumită perioadă la această teorie ca să nu rămână fără un căpuț. Da. Și atunci el mai târziu se demonstrează că are dreptate. Întotdeauna noi nu vom ști adevărul și întotdeauna va veni o lege care va schimba întregul și niciodată nu vom ști ceea ce ar trebui să știm cu adevărat. De ce? Pentru că ne îndepărtăm de adevăr. Pentru că începem să ne luptăm cu mintea noastră. Iar mintea noastră este plină de gânduri care nu ne aparțin. Da. Dumneavoastră aveți altă modalitate de a gândi care este corectă, pentru că e normal că este diversitate și trebuie să o acceptăm. Eu am vrut doar să spun următorul lucru, fără să fac vreo paralelă denigratoare la ceva. Da. Am vrut să vedem care este locul nostru în lume și dacă o să avem timp în câteva minute, revenim după ce am făcut acest periplu în Asia și în Japonia și în America Centrală, ca să ne dăm seama, făcând legătură pe urmă cu Europa, poporul ăsta nostru, Getodac, cu străbunii noștri pelagi, de unde se trage, de când există, pentru că noi trebuie să știm care este rădăcina noastră. Și rădăcina noastră este, în primul rând, în două lucruri importante. Domnul profesor, revin și închei. Rădăcina noastră este în Dumnezeu, ca să fim clar. Asta categoric, nu contează nimeni lucrurile. Ce trebuie să demonstrăm noi mai mult decât că suntem ființe în Dumnezeu și că trupul nostru vine acolo de unde vine? Din pământ vine, în pământ se duce. Eu judec ca un profan. Problema este în felul următor. În momentul în care a apărut tărtăria, cu plăcuțele de la tărtăria, toată lumea a fost mirată și foarte mult timp a fost ignorată. Și eu de asta spun, câteodată când insist și nu cred că de acum înainte voi mai vorbi de lucrurile astea ca să nu devin plictisitor. În momentul în care apare ceva în țara noastră, toată lumea spune, și eu nu pot să suport această stare de indiferență. No. Pentru că noi trebuie să știm cine suntem și unde suntem. Ne spune Socrate acum mii de ani în urmă, ne spune că ignoranța este cea mai mare prostie. Deci, iată că și după atâția mii de ani, ignoranța la ora actuală există și, de fapt, scepticismul oamenilor este la fel de ciudat.
La ora actuală, după o statistică, putem să definim că 90% din oameni sunt sceptici. Orice ai scoate pe piață la ora actuală și ai spune ceva care n-a existat până acum, acum veniți dumneavoastră cu aceste informații și prezinți cuiva și spui, uite, Dumnezeu există. 90% din oameni o să zică, arată-mi-l. Da. Da? Despre asta e vorba. Deci este ceea ce vrem demonstrabil. Nu poți să-l demonstrezi pe Dumnezeu. Pentru că ne spune și Sfântul Augustin, am întrebat pământul și a zis, cine te-a făcut pe tine? Dumnezeu. Și am întrebat apa, și am întrebat cea mai departe, unde este acest lucru? Deci există și fiecare poate să-i spună cum vrea, dar există această inteligență supremă, acest Dumnezeu universal, care ține totul sub control. Da. Eu încerc din nou să insist, fără să exagerez, unii susțin că aceste tăblițe de la Tărtăria care au fost descoperite sunt de o importanță vitală pentru întreg glob. Spre exemplu, un om de știință rus, Perlov, a spus sumerienii și babilonienii au fost elevi foarte buni ai celor de la Tărtărie, pentru că s-a dovedit următorul lucru. Și poate pentru toți telespectatorii poate să pară curios cum de vrei să-mi demonstrezi tu că sumerul a fost după noi. Este foarte bine prin carbon 14, pentru că toți oamenii de știință au spus că nu se poate, am copiat noi de la sumerieni. Și proba cea mai simplă este foarte ușoară. Aceste tăblițe au fost supuse în laborator la diferite analize și s-a dovedit, s-au fost datate la anul 6000. Da. Deci în momentul în care la 6000 existau aceste tăblițe, sumerul a venit după 1500 de ani. Deci dacă sumerul a venit după 1500 de ani, n-am cum să copii eu de la... Poate să copii el de la mine, că este mai tânăr și a venit după 2000 de ani. Da. Deci proba este foarte simplă. Asta este una dintre probe. Domnul profesor, dacă îmi spuneți acum, vă pun și o întrebare așa ca la școală. Yes, ce a fost înainte, ou sau găina? Dați-mi, dacă îmi dați acest răspuns, eu pot să înțeleg ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Dacă eu am să spun ou, dumneavoastră să mă întrebați cine a făcut ou. Păi vedeți? Păi deci, această inteligență care creează, care face, care concepe, care gândește în permanență această voință universală, nu trebuie să fie demonstrată. Ea pur și simplu există. Da. Acum, eu v-am mai spus dumneavoastră, poporul român în privința asta este într-adevăr de lăudat. Poporul român are o credință așa de puternică și el niciodată nu-și pune întrebări. El spune, Dumnezeu există și cu asta am încheiat discuția. Eu v-am dat un exemplu când eram la Bacău, la o mormântare a socrului meu, Dumnezeu să-l odihnească, și ca să fumez o țigară, trebuie să mă îndepărtez de biserică, că drumul era cam la vreo 50 de metri și am ieșit în stradă. Am rămas foarte mirat, și asta nu e o poveste, chiar un adevăr, toată lumea când treceam, în mod automat, trecea în momentul în care era în dreptul bisericii, toată lumea își făcea cruce. Și au făcut și unii și alții, tot, dar fără nicio excepție. La un moment dat apare un grup de tineri care râdeau de se prepădeau. Ia, vezi-l ca la tinerețe, ca la 20 de ani. Eu în mintea mea am spus, ei, ăștia totuși o să treacă fără să-și facă cruce. Și am stat și am așteptat. Și să știți ce am observat. Unii din ei care erau mai puțin expansivi, mai serioși, când au ajuns în fața bisericii, în mod normal, și-au făcut cruce. Ceilalți, mai zâmbăreți și mai veseli, au avut un moment de ezitare, dar până și-au făcut cruce. Deci, vedeți ce înseamnă conștiință? Nu vedeți ce înseamnă conștiință? Asta e conștiință. Da, asta e conștiința mai mult de atât. A fost transmisă din generație în generație și el trecând pe acolo, fiind cu părintele lui care își face Sfânta Cruce, a simțit de fiecare dată și el să facă acest lucru. Deci asta se transmite. Da. Asta este tradiție. Voiam să mai spun un lucru ca să nu uit că mi-ar părea rău. Știți, când vorbeam de triptice, când mină la Roșia Montană, s-a descoperit la 277 de metri în
adânc, într-o galerie, acele triptice de care spuneam, lemnele acele de 90 cm înălțime și 10 cm lățime, pe care s-au scris, se făceau contracte. Repet asta pentru telespectatorii care n-au fost martori la discuția respectivă. Aceste documente sunt considerate foarte rare și extrem de importante. Pentru că ele pe ele, la anul 131, una din tăbliții menționează anul, este extraordinar de important, la anul 131 au fost scrise, se făceau contracte și se pune o întrebare foarte simplă. În ce limbă erau aceste? Mai cu seamă că pe contracte scria, menționa, lucrul ăsta m-a impresionat deosebit. Se menționa și vânzătorul că se vendea și se cumpărau gropi de aur, adică locuri unde se exploatizau. Și se menționa că erau, nu știau carte nici cei care cumpărau, nici cei care vindeau. Știa limba numai cel care scria pe tripticele, pe tablițele respective. Și atunci se pune întrebare simplă, că acolo erau și bulgari, erau și greci, și erau și romani, și erau și daci. Dacă ei discutau între ei și făceau aceste contracte, care sunt un lucru foarte serios, cum se înțelegeau? Și aici a venit concluzia. Limba în care vorbeau ei era limba latină vulgară, cum se mai spunea, limba priscă sau bătrână, în care se înțelegea minunat. Ei știau toți să vorbească, nu știau să scrie. Dacă era la anul 131, aceste triptice, aceste, de asta sunt așa de importante și extrem de rare. Și importante de ce? Pentru că arată că la vremea respectivă exista o limbă în care oamenii se înțelegeau și era limba latină vulgară. Deci nu era latina. Da. Și dacă mergem la cealaltă informație care am primit-o noi de la consilierul Papei, care în 2012, la televiziunea din Cluj, în luna decembrie, a spus clar, limba latină este o limbă românească. Deci nu limba română este o limbă latină. Da. A spus clar și era consilierul de taină al Papei Paul al II. Acum să vă spun asta un este lucru. Esența, ceea ce nu înțeleg eu, domnul profesor, toate aceste taine, biserica catolică, biserica creștină și tot ceea ce ține foarte multe secrete. Da. De cine ne ferim, domnul profesor? Că eu totuși nu înțeleg. Da. De cine ne ferim? De ce ținem lumina sub obroc? De ce ținem această informație doar la nivel știut de câteva persoane? Dacă vreți, părerea mea personală este următoarea. Uneori, într-adevăr, este bine ca omul să nu cunoască totul. Lucrurile astea s-au spus și în Biblie și cu alte ocazii, în diferite ocazii, așa. Pentru că cunoașterea trebuie să fie la nivelul celor care au capacitatea de a înțelege. Domnul profesor, dar nu aceste lucruri s-au întâmplat acum 2000 de ani. Da? Da. Sunt secrete care vin de mii de ani. Dar oare nu este timpul să știm? Oare nu suntem niciodată pregătiți să știm? Domnul Ștefan, vă dau un exemplu. Kennedy, spun unii, că a murit din ce cauză? Înainte de a fi împușcat, a mers la o universitate și a vorbit studenților. Și le-a spus, în plen, în aulă, voi face tot posibilul ca adevărurile despre extraterestri să iasă la lumină. După o săptămână a fost împușcat. Este un adevăr. Problema este, care este? Este un adevăr, dar nu este o certitudine. Vă mai dau un exemplu. În 1936, actorul, parcă și regizorul Orson Welles, parcă așa se numește, a făcut imprudența, a făcut o glumă la radio, s-a dus și a anunțat, oameni buni, ne invadează extraterestri. Ce s-a întâmplat? Au ieșit lumea în stradă și s-au călcat în picioare. Este o realitate istorică. Da. Deci asta confirmă ceea ce spunem eu, ce spuneam eu și realitatea, că uneori adevărul poate provoca catastrofe. Dar acum să vă spun, iertați, ca să nu pierdă ideea asta. În 1999, ca să înțeleagă oamenii, că eu vorbesc pe documente, ceea ce se, da, documente și ce s-a descoperit. În 1999, la această Roșia Montană, la mine, a venit o comisie formată din cine? Din membrii de la Universitatea din Germania, altă echipă din Franța, tot la universitate, și de la Universitatea din Cluj. Și au mers și au studiat galeriile. La ce concluzii crezi că au ajuns?
Aici au răsturnat istoria din nou. Și eu nu exagerez când aude cineva spune iar începe asta cu bombele. Nu e adevărat. O să vedeți realitatea. Au cercetat toate galeriile, au văzut că au forme geometrice perfecte, au unghiuri drepte, toate sunt stânga tăiată perfect, deci totul era cu o precizie matematică. După ce au făcut cercetări în laborator cu toate probele de acolo, piatra și cu praful de acolo, au ajuns la concluzia că minele acestea erau cu mult înainte de a veni romanii. Deci asta răstoarnă lucrurile privitor la limbă și privitor la cine a fost primul și cine a fost al doilea. Păi romanii au venit pentru ce pe aceste pentru locuri? Pentru că se iau, pentru că erau un faliment. Evident. Erau un faliment. Deci nimeni nu se duce la cineva care e sărac. Și ce să facă? Și de ce cauză poate unii spun, dom'le, iar insist omul ăsta prea mult. De ce cauză insist? Vă spun sincer. În momentul în care se spunea despre daci, erau înapoiați. Nu știau să prelucreze aurul, nu știau să lucreze în mine. Aha. Și lucrurile astea răstoarnă lucrurile examenului. S-a arătat că dacii erau experți în exploatare. Și știți ce au făcut romanii? Au adus ca noutate, deci au pus pe daci să lucreze, să exploateze, că se pricepeau, și noutatea lor este că au venit cu opaițul. Adică dacii luminau galeriile cu niște bețe care erau aprinse, iar romanii au venit cu un opaiț, ca să râdem cu lacrimi. Da. Deci adevărul istoric este asta. Deci dacii erau de mult acolo și dacă țineți minte, prima exploatare minieră din Europa și poate din lume a fost la Cotul Miculinț la Botoșani. Deci aia este, datează și prima locuire de oameni de acum 18.000 de ani. Și vine frumos Traian și spune, eu sunt tata vostru, eu v-am făcut oameni, că voi nu erați nimic. Dar asta este un fals total. Este un fals total. Și de asta spun, cred că nu o să mai vorbim. Și Traian este în istoria noastră. Da. Este în istoria noastră. Am găsit o afirmație într-o carte care spune că Traian a făcut cel mai mare rău. Noi îl cântăm, dar nu ne dăm seama. Cel mai mare rău a făcut românii. Timp de 1000 de ani ne-a tras înapoi în istorie. Ne-a dereglat tot sistemul social și economic și toate tradițiile. Dacă o să fie cazul, o să vină într-o zi cu cartea aia ca să vă citesc. Orice este permis. Și uitați-vă la pilda lui Iov din Sfânta Scriptură. Deci cel mai mare om al timpului respectiv, cel mai bogat, a avut posibilitatea să fie ispitit. De ce? Ca el să se renască, să reînvie prin credința sa și, practic, de cele mai multe ori, de fiecare dată, pentru a ne redescoperi pe noi, trebuie să reînviem credința noastră. Deci, asta este opinia mea că se va întâmpla în viitor. De fapt, noi vom căuta diamantul din noi, scânteia divină din noi, o vom șlefui corespunzător în așa fel încât acest univers să arate altfel. Ar fi cazul. Pentru că acum nu cred că mai avem timp, mă gândeam la atmosfera noastră politică. Nu discutăm în această emisiune, nu discutăm de politică. Asta mă gândeam. În această emisiune dăm doar vești bune. Pentru că dacă îmi dați și vești bune despre politică, nu dacă îmi dați vești bune despre politică, vă pot înțelege. Vă pot spune altceva. Încă o dată insist, unii chiar mă condamnă pentru faptul că eu țin la biserici. Știți că l-am atacat și pe Cioloș atunci când nu voia să ne dea bani. Cine nu ține la biserici, domnule profesor? Și mă bucur foarte mult că ceea ce se întâmplă cu Biserica Mântuirii Neamului va fi finalizată. Este, oamenii poate încă nu-și dau seama exact ca cu tărătăria. Asta este o răscruce de drumuri, este un lucru extraordinar de important care va pune, cum să spun, o piatră de temelie pentru un viitor al României. Eu așa îl văd. Poate exagerez că eu sunt de limba română și am talentul de a înflori lucrurile. Haideți să vă spun un lucru, domnul profesor. Știți care este cea mai bună și cea mai perfectă biserică? Este biserica din noi, domnul profesor. Da. Aici avem o biserică, este templul sfânt a Duhului Sfânt care este în noi, parte din Sfânta Treime, care este existența noastră. Deci noi, dacă ne căutăm să ne găsim Dumnezeul în exteriorul nostru, nu vom fi niciodată fericiți pentru că nu-L vom găsi. Dar dacă ne concentrăm să găsim Dumnezeul din noi, cu siguranță vom găsi fericirea. Asta este esența. Vă dau iar un exemplu de formație profesională. Eram la mănăstirea Nicula, da. Poate am mai spus treaba asta și o repet, nu e rău deloc,
și nu găseam locul. Eu nu puteam să dorm cum dormeau alții acolo, pe câmp, pe o saltea sau pe iarbă. Și nu mă prindea somnul. Și atunci mă plimbam așa fără rost prin toată curtea bisericii și la un moment dat am văzut un călugăr mă privește cu mare atenție. Și până la urmă s-a apropiat de mine și m-a întrebat de ce mă frământ atâta. Și am explicat foarte sincer care era problema. Întâmplarea este că era gălățean, fusese la altă mănăstire și acum era la Necula. Și dânsul mi-a spus, ca să nu lungesc povestea, ceea ce spuneți dumneavoastră. Am intrat într-o discuție foarte amicală, plăcută și mi-a spus, să știți că uneori cei care vin când sunt prea mulți și unii din ei nu sunt credincioși chiar așa cum trebuie, ne deranjează uneori. Noi avem de făcut rugăciuni și oamenii nu-și dau seama că biserica o ai în sufletul tău și poți acasă, dacă ai o icoană, să fii ca într-o biserică. Dar nu am să uit cuvintele lui, că într-adevăr credința este așa de importantă, de fapt, sufletul tău trebuie să fie aproape de Dumnezeu. Nu locul contează. Nu neapărat trebuie să te duci la Ierusalim să ai o anumită trăire. Da. Nu neapărat trebuie să te duci într-un anumit loc. Omul face trăirea, nu trăirea face omul. Nu locul schimbă omul, ci omul schimbă locul. Da. În permanență această gândire, pentru că la foarte mulți oameni ei zic, dar ce suntem noi? Și eu le spun foarte simplu, că de fapt noi nu suntem gândurile din capul nostru. Noi suntem liniștea dintre gândurile din capul nostru. Asta este esența. Liniștea, pacea din interiorul nostru suntem. Nu gândurile în care noi vrem să fim expansivi, în care noi vrem să cucerim, în care noi vrem să facem anumite lucruri. Da. Ci pacea pe care, ați văzut ce fel făcea Iisus Hristos? În momentul în care venea, zicea pace vouă. Adică mai mult decât pace nu trebuie să ne dorim. Când zice pace, când vorbești despre iubire, când vorbești despre lumină, nu ai grad de comparație. N-ai grad de comparație. Mă vedeam acum, poate chiar ca încheiere, că uneori, nu că mă dezamăgesc românii, noi avem o credință așa de puternică în noi, în țara noastră și în adevărul istoric, încât nu mai insistăm pe anumite lucruri, dar pierdem lucrurile importante. Aceste triptice au fost descoperite și publicate de un german, Mommsen, la 1873. Și acum se merge așa în istorie. De-abia în 1926, Liceanu, românul nostru, le-a publicat și el și-a vorbit despre aceste triptice, care erau absolut necunoscute, ca să vadă că și pentru mine aceste triptice le-am aflat acum, de curând. Și mă gândeam la un lucru, dom'le, trebuie insistență, lucrurile astea trebuie spuse în școli, trebuie spuse în adunări mai mari, ca să se noi cunoască. Noi ne ocupăm acum... Lăsăm, uităm istoria, domn, pur și simplu uităm istoria. Noi ne ocupăm să prezentăm un crainic de televiziune în istorie, să prezentăm pe cineva care face anumite lucruri extraordinare sau de o ciudățenie alarmantă, da. De asta ne ocupăm noi. Da. De fapt, ne îndepărtăm de esența noastră divină, pentru că ne îndepărtăm de adevăr. Da, asta este și o dovadă a debusolării oamenilor, pentru că știți, se întâmplă, apropo de ce a spus dumneavoastră, mă uit la televizor uneori și rămân absolut surprins. Oamenii în studio, oameni serioși, foarte serios, pe care chiar îi apreciez, încep să spună tot. Și am stat și mă gândit, măi, oameni buni, mă, dar sunteți la televiziune, vă ascultă milioane de oameni. În momentul în care tu râzi de lucrurile grave, oamenii care te ascultă rămân totalmente dezamăgiți. Își spun problema. Păi care este? Când pe dânsul apasă atâtea lucruri pe om și tu vii și glumești la televizor pentru lucrurile care sunt grele, că, spre exemplu, certurile dintre oameni politici. Astea trebuie tratate cu seriozitate, cu gravitate. Pe momentul în care tu râzi la televizor, ai distrus tot eșafodajul unei probleme. Am înțeles, da, domnul profesor. Îmi pare foarte rău, nu știu, acum poate, trebuie să dăm vești bune. Și... În această televiziune se face o emisiune serioasă, în această televiziune se spune adevărul, în această televiziune există o deschidere deosebită. V-am spus rândul trecut că atunci când mi-a arătat... Emisiunea se încheie, domnul profesor, un cuvânt de final... Păi, asta este, cum am spus și rândul trecut. Când văd metroul pe care l-a arătat o singură dată preț de un minut, astea sunt lucrurile care îmi doresc să le văd.
cum merg autobuze noi, cum se fac căi ferate, cum este, cum se fac șosele. Și se văd oamenii zâmbind, râzând, mergând cu voie bună pe aceste artere, pe care le au, alții le au cu, de multă vreme și cu ușurință. Da. Și ar trebui să luptăm pentru asta, nu să ne luptăm între noi. Nu. De fapt, nu este o concurență între noi ca oameni, nu este concurență decât cu noi înșine, cu propria noastră persoană. Stimați telespectatori, mi-a făcut o deosebită plăcere să fim împreună în această zi minunată, după Sfânta Treime și după pogorârea Duhului Sfânt. Sper că am adus vești bune și în această seară, sper că Duhul Sfânt a fost alături de noi și Sfânta Treime. Vă doresc o săptămână minunată, ne revedem și săptămâna viitoare. O seară bună! Bună seara!